Astăzi am avut parte de una dintre cele mai faine călătorii pe drumuri aproape. Și asta, deși n-am ieșit decât câțiva kilometri afară din Timișoara. Am ajuns pe apă, într-o zonă și într-o poveste despre care sunt sigură că veți auzi încă multe și bune de acum încolo. V-am făcut curioși, nu? O să vă arăt cum a fost. A fost, ca să fie limpede de la început, o călătorie pe apă, pe Bega mai precis. Căci apa asta a fost mereu parte din povestea orașului, de pe Bega, și prin urmare scrie ea însă și povești. Povești despre navigație și despre transport de mărfuri, ori materie primă, despre natură și despre un peisaj care s-a creat și schimbat în sute de ani. Hei, sunt multe de povestit, iar poveștile astea se leagă cel mai bine chiar acolo, pe luciul apei, cu logistica și pregătirile aferente. Diana, te rog să ne ajuți la, da, sigur, la umflat, pur și simplu pornire. Așa, și se... Și aici avem trei locuri de umflat. 1, 2, 3. Și pur și simplu să pune așa? Da. Aha. Și Gabriele te ajută să oprești ventilul. E vremea să vă spun și despre partea esențială a acestei călătorii de-a dreptul inițiatice pe apă, căci așa ceva nu se poate face fără o gașcă de oameni faini, cu care să împărtășești experiența. O gașcă pe care Pepe, liderul nostru de astăzi, încearcă să o disciplineze cât se poate, ca să fim organizați și să meargă treaba lin la vale. Ok, cum se vâslește? În primul rând vreau să vă arăt cum urc într-o barcă. Deci dacă avem două variante, fie cum este aici, prin acest tufăriș punem barca perpendicular pe curentul de apă. Și atunci o pun cu vârful încolo și intrarea va fi pe aici. Și întotdeauna pun piciorul în față, mâinile pe cilindru din exterior și calc pe mijloc. Și mă duc unde vreau eu. Da? De întors la fel. E, cum ne așezăm în barcă? Deci stăm fie turcește, da? Turcește cu picioarele spre cilindrii din exterior, fie ne punem în genunchi. Când ne punem în genunchi, centrul de greutate îl coborâm puțin mai jos și atunci avem mai mult echilibru în barcă. Și putem să stăm în genunchi, dar în genunchi poziția este mai stresantă pentru musculatură. Dar este cea mai potrivită pentru vâslit. Și atunci când porțiuni mai periculoase, atunci ne punem în genunchi. Când e foarte ușor, stăm relaxați. Turcește, relaxați. Pregătirile și instructajul săvârșite, e vremea să trecem la practică, despre care sperăm să nu ne descurajeze din start. Căci una e să asculți despre unghiul la care trebuie ținută barca pe apă, ori despre pala de putere atunci când vâslești, și alta e să le pui în aplicare. Bun, am reușit să ne instalăm în barcă fără peripeții, grupați pe categorii. Alex și Cosmin, specialiștii într-o canoe, Gabriele și cu mine, turiștii în alta, iar Pepe în cea de-a treia, ca să ne poată coordona și supraveghea îndeaproape. Văzuți de sus, poate părem așa niște peturi în derivă, ar spune unii, dar în fapt încercăm să facem ceea ce știm în teorie foarte bine. Traversări de pe un mal pe celălalt și știm exact care e malul drept și cel stâng în funcție de sensul de curgere a apei. Apoi urcare în amonte și coborâre în aval. Nu știu, o fi pleonasm? Nu mai știu exact, dar știu că trebuie ținut un anumit unghi cu vârful bărcii și trebuie vâslit în sincron. Altfel, iar ne apucă deriva.
important este că nu ne răsturnăm. Acostăm, dar ne învârtim în cer foarte bine. Perfect, asta e un început bun. Ok, stop. Diana, nu mai da. Deci câteva explicații suplimentare acum când intrăm în zona de practică. Dacă voi vreți să mergeți înainte, e bine să păstrați vârful bărcii 15 grade stânga, 15 grade dreapta, maxim. Deci în unghiul ăsta să mergeți. De ce? Dacă depășiți 15 grade, vă rotește barca. Și atunci asta se poate întâmpla prin colaborare și comunicare între cei doi, cel din față și cel din spate. Ce trebuie să facă cel din față? De exemplu, dacă vârful bărcii este în stânga față de direcția de deplasare, vrei să mergi pe mijlocul apei și vârful tău este în stânga, tu dai Diana pe partea ta până ajunge la direcție și atunci te oprești. Apoi continuă în spate Gabriele pe partea lui de la dreapta la stânga. Tot înainte. Atenție, vine o salcie. Evitați, băieții, salcia. Bravo. Da, și încercați să păstrați unghiul ăla 15 grade stânga, 15 grade dreapta. Și Diana, tu îți faci partea ta stângă, cum ar veni. Bine. De unghi. Da. Dai și te oprești. E, și Gabriele își face partea lui dreaptă. El dă dreapta până ajunge vârful pe direcție. Și atunci veți reuși să mergeți drept. Uite, acum e bine, nu? Da, foarte bine. Odată ce ne punem pe direcție și nu mai este necesar să ne concentrăm exclusiv la strunirea canoei, e vremea să aflăm și câte ceva despre locul în care ne aflăm, adică bega, râul și canalul. Căci râul, lung de 244 de kilometri și cu izvoare în munții Poiana Ruscă, este canalizat în vremea Imperiului la inițiativa contelui Merții, cu scopul de a realiza asanarea terenurilor inundabile din jurul Timișoarei, o zonă mlăștinoasă asupra căreia trebuia intervenit de urgență. Astfel că lucrări de dragare și îndiguire se desfășoară pe cursul râului, între Timișoara și Făget inițial, apoi și în aval, astfel încât în 1732 circulă primul vas până la Pancevo, în Serbia de astăzi. Există o adevărată istorie a navigației pe Bega. Cert este că acum vorbim doar despre navigație de agrement, ceea ce facem și noi astăzi, pe ceea ce Pepe numește a fi doar unul dintre tronsoanele Begheiului, cel mai ușor. Sunt 7, spune el, care pot fi parcurse în acest fel, din Amonte și până la Timișoara, așa încât o vacanță de o săptămână pe apă poate fi o provocare all-inclusiv. Asta e partea cea mai sălbatică pe care din traseul de azi. Oarecum, oarecum da, e puțin tehnică. Eu mai intervenit, vezi, au mai tăiat cei cu bărcile cu motor și au făcut loc pe aici. Și acum 2 ani, de exemplu, era și mai sălbatică. Știi, dar acum am văzut, din câte am văzut, au eliberat foarte mult din crengile uscate, din copacii căzuți. Na. Și cu ce embarcațiuni poți să vii pe partea asta de Bega, teoretic? Adică una poți dintre ele canoia, e asta, canoe, poți să vii cu caiacul, poți să vii cu supul, poți să vii cu barca cu motor, nu prea îmi place ideea nu de prea, motorizare. Da, 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 mai ales că încercăm să protejăm cât mai mult. Și în ceea ce privește lumea care, nu știu, care vine, de exemplu, cu tine, cine vine cu tine în excursiile astea? Nu știu, ca vârste, ca pregătire fizică? Uite, în barcă cu tine l-ai pe Gabriele, care are 72 de ani.
Diseară, pe la ora 6:30, o să am doi copii cu vârsta de 4 și 7 ani. Deci, practic, plaja e largă. Am avut și de 80 de ani care au venit cu mine. Și, în general, vin oameni mai sportivi? În general, sau vin chiar și oameni din ăștia super sedentari care stau toată ziua în birou și pentru care o ieșire din asta e ceva ce nu fac de obicei? Opa! Din păcate, foarte mulți sunt sedentari. Asta este realitatea zilelor noastre. Dar îi ajutăm cu ocazia asta. Dați înainte, Gabriele, înainte. Înainte, amândoi, înainte. Diana mai tare înainte. Gabriele înapoi și Diana înainte. Forța! Am dat peste... Aiuto! Forța! Forța! Forța, Diana! Vai, Diana! Bravo! Ți-am reușit! Deci noi avem peste 100 de kilometri care sunt împărțiți în 7 tronsoane care le folosim noi din punct de vedere turistic. Și noi le denumim episoade. Episodul 1 până la 7. Noi acum pe ce episod? Noi acum suntem pe episodul 1 și le-am pus episoadele plecând de la Timișoara. Da, episodul 1, mai sus e episodul 2. Și e foarte bine să le și faci în ordinea asta, pentru că cu cât e episodul mai mare, sau al doilea, al treilea, al patrulea, e mai tehnic râul. Și e mai dificil puțin, mai îngust și crește gradul de dificultate. În general, un tronson are între 7 și 12, 14, 15 km, cam așa. Și asta înseamnă o tură, nu? Asta înseamnă o tură. O tură poate să dureze de la 2:30 până pe la 3-4 ore. Asta e timpul optim în care să te simți bine, să se termine tura înainte să te doară fundul. Și mâinile, și mâinile, și brațele, și să se facă bășicile și să devină un disconfort. Băieții, vârful Namonte și pregătiți-vă să facem o piruetă aici, prin dreapta. Încercați să faceți chestia asta. Deci puneți vârful Namonte. Așa cum faceți voi? Da. Wow. Ne băgăm pe aici. E bine, e bine. Cred că pe aici. Așa, voi băieți, faceți o traversare și noi intrăm pe aici frumos. Dacă puteți de noi. Putem, putem. Da. Lăsați-i pe băieți să treacă acum, că au viteză. Sau care dați prioritate. Mergi, Diana, tu. Bravo. Avem niște câini aici. Nu stăm bine aici. Atenție la puțin crengi, că te-am băgat în crengi. Stai. Acum. O experiență inedită din toate punctele de vedere, de-a dreptul 7D, căci este rezervat câte ceva pentru fiecare simț. E început de vară și mie personal mi se pare idealul pentru a face călătoria asta, dar Pepe spune că fiecare anotimp vine cu provocările și ofertele sale. Primăvara e minunată căci fiecare zi aduce schimbări în peisaj și natura capătă viață. Vara vine cu zilele de baie, toamna e lină și colorată, dar chiar și peisajul hibernal, atunci când apa nu e înghețată, desigur, are farmecul său.
Cât despre natură, Alex, arhitect peisagist, și Cosmin, biolog, ar putea vorbi ore, ba nu, zile în șir, fără să se repete. Căci fiecare copac, fiecare plantă acvatică, păsări felurite și alte animale vertebrate ori nevertebrate sunt elementele unui puzzle care construiesc lunca Begheiului. Continuată cu lunca urbană, odată ce vom păși către oraș, un peisaj care se schimbă odată cu vremea și cu vremurile și tocmai de aceea atât de ofertant pentru specialiști și pentru călători deopotrivă. Genul ăsta de vegetație care îl vedem aici cu lunca asta, zvoiul ăsta luxuriant, așa. Pădurile astea de luncă în care avem arin, avem stejar, erau tot timpul inundate și genul ăsta de peisaj, deci era și în jurul Timișoarei și cam mare parte din Banatul de Câmpie, dar și în zone din Banatul de Munte, deci e cumva o călătorie în trecut. S-a sălbăticit pe parcursul a 300 de ani. Că inițial aici nu era practic decât un curs șerpuit și au făcut un canal. Cum s-a făcut canalul de Suez, de exemplu. Un canal de la zero. Aici avem stuf, avem glicere, așa, astea sunt foarte importante pentru că în același timp, de exemplu acolo vedem, s-a văzut un lăcar. Noi îl deranjăm puțin, dar nu e un deranj foarte mare ăsta pe care îl facem noi. Deci specii care sunt strict legate de zonele astea și după cum ziceam, și acum se aude lăcarul, mai de mult zonele astea erau mult mai răspândite, deci pădurile astea de lung, așa, cu care erau inundate de râu, erau mult mai răspândite în tot Banatul, în toată Europa și sunt într-un regres destul de mare. Dar dacă vă uitați puțin pe harta istorică, prima ridicare topografic militar a Banatului. Se vede clar atunci că Bega era meandrată, avea porțiuni foarte mari înlăștinite, deci cu vegetația asemănătoare cum vedem aici în stânga noastră. Și da, e un fragment, cumva, un fragment de natură, un fragment de cultură și aici și un fragment mic așa de istorie. Ne continuăm periplul pe apă, fără vreun efort fantastic și în plus cu o energie extraordinară. Pare că locurile astea te încarcă într-atât încât nu simți nici urmă de oboseală, ci doar bucuria unei astfel de experiențe. Care experiență, ne anunță comandantul nostru, se lasă și cu o acostare, cât să demonstrăm că suntem în stare să ducem canoa în siguranță la mal, dar și pentru o porție de odihnă și de zmorțire. Și normal că oprirea asta vine ea însăși la pachet cu o surpriză, căci dincolo de perdeaua de arbori se găsește o baltă, parte din vechile meandre ale râului. Pe aici va trece în ceva vreme pista de biciclete, se lucrează deja, dar noi admirăm astăzi, per pedes, ceea ce natura are de oferit. O frântură de paradis. Apoi la bărci, cu forțe proaspete, avem parte de același tratament odată ce mergem la vale cot la cot cu Begheiul. Atâtea puncte de interes prin fața ochilor, atâta culoare, atâtea miresme, atâta liniște exterioară și interioară, este una dintre experiențele acelea cu încărcare de baterii și povești de dat mai departe. De dat mai departe dau poveștile și colegii noștri de călătorie, creatorii conceptului Luncă Urbană Bega, un proiect care a început așa din întâmplare, când Cosmin și Alex s-au gândit că zona din Amonte de Uzina de Apă este foarte ofertantă pentru studiu și s-au apucat de treabă. Așa a început o poveste care a adunat în jurul său o echipă serioasă de specialiști și energii pe măsură.
De fapt, asta e cum transferi între profesii. Mie asta mi se pare foarte interesant. Deci biologii au fost foarte puțin implicați în ultimii zeci de ani, să zic, în procesul de planificare urbană, planificarea teritoriului. Ceea ce e foarte rău. E foarte rău. Deci e o profesie esențială, zic eu. Și de fapt noi asta facem. Eu ca peisagist, instrumentele mele sunt designul și gestiunea. Dar ca să fac design și gestiune, practic să integrez activități umane și în, chiar și pe infrastructură verde-albastră, trebuie foarte atent ales cât de mult permiți omului și cât lași ca natura să fie în... Și atunci, de fapt, ai nevoie de date precise. Din păcate, în planificare încă se lucrează cu date de când lumea. Nimeni nu face cercetare actuală, cum am făcut cu colegii de la universitate. Tu trebuie să ai date actuale în momentul în care faci și aceste date după aia le folosești în procesul de planificare. Și faci, poți să iei decizii, fiindcă acum dacă ne uităm pe Bega, chiar și aici avem intervenții antropice. Acum astea nu sunt foarte invazive. Se construiește în mal, sunt grădini, se face un anumit tip de agricultură și toate astea trebuie gestionate printr-un plan de gestiune și în baza datelor oferite de biologi, astfel încât tu să alterezi cât mai puțin, deci intervenția antropică să fie cu impact minim asupra sau să fie cu un complementare, să fie un complementar, un echilibru dinamic. Timișoara cred că e și un caz fericit, că de fapt de la asta zic denominație, orașul de pe Bega, deci practic Timișoara stabilește clar, noi suntem orașul de pe Bega și Bega e parte din identitatea noastră. Acum, și a fost folosită Bega, nu cum spunea Pepe, exact. Acum niște ani era ceva foarte important. Da, era canal de comunicație între orașe, între zone europene, da, între rural-urban, fiindcă venea lemnul din satele montane deasupra din Țara Făgetului, veneau lemne pe canalul ăsta sistematizat și aprovizioneau cetatea, din cetate plecau produse înspre toată Europa, nu? Au construit orașul pe baza lemnului. Da, au folosit Bega ca... fortificație, până la urmă defensiv, că șanțul de apărare era umplut cu apă din Bega, deci n-ai cum să nu o consideri identitară pentru oraș, e clar, cumva totul se învârte în jurul ei. Pornim mai departe și pătrundem pe ultima parte a tronsonului de astăzi în ceea ce se numește lunca urbană Bega, cu grădini, construcții și pontoane la mal, cu străzi astfel construite încât să dea fiecare către râu, căci viața cartierelor de pe malurile Begheiului a fost indestructibil legată, cu bune și cu rele, de apă. Iar apa asta, uneori lină, uneori învolburată și mâloasă, e parte din povestea acestor locuri și încă o mai scrie. Timișoara va fi mereu orașul de pe Bega, depinde de noi ca Bega să fie cu adevărat parte din identitatea Timișoarei. Mai povestim și alte date despre asta pe drumuri aproape.